Salut copii! Bine v-am regăsit la emisiunea Descoperă tu însuți, în care descoperim adevăruri interesante despre felul cum să ne rugăm. În emisiunea precedentă am descoperit că trebuie să ne rugăm pentru cei pierduți, care au nevoie de Iisus ca mântuitor al lor. În emisiunea de azi vom descoperi lucruri practice, cum să cerem așa ca să primim răspunsul de la comandantul șef. Pentru început, să ne amintim codul secret al Domnului Iisus, rugăciunea domnească. Pentru aceasta, haideți să ne rugăm cu rugăciunea Tatăl nostru împreună. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește-ne de cel rău, căci a Ta este împărăția, puterea și slava în veci. Amin. Haideți să vedem care este a patra frază din rugăciunea domnească. Descifrează cuvintele încurcate pe ecran ca să vezi dacă răspunsul tău este corect. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi. Aceasta este a patra frază din rugăciunea domnească. Te-ai gândit cât de importantă este cererea lucrurilor zilnice, încât Domnul Iisus a inclus această cerere în rugăciunea domnească. Acum haideți să facem o cercetare mai amănunțită a cererii în cuvântul lui Dumnezeu. Pentru aceasta vom citi câteva texte biblice și vom observa ce cuvinte cheie se repetă în toate aceste versete. Pentru aceasta ai nevoie de Biblia ta sau citește pe ecran. Ioan, capitolul 14, versetul 13. Și orice veți cere, în numele meu voi face, pentru că Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Ioan, capitolul 16, versetul 23. În ziua aceea nu mă veți mai întreba de nimic. Adevărat, adevărat vă spun că orice veți cere de la Tatăl în numele meu, vă va da. Luca, capitolul 11, versetele de la 9 la 10. De aceea și eu vă spun, cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide, fiindcă oricine cere, capătă, cine caută, găsește și celui ce bate, îi se deschide. Matei, capitolul 21, versetul 22. Tot ce veți cere, cu credință, prin rugăciune, veți primi. Ioan, capitolul 15, versetul 16. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și să aduceți roadă. Și roada voastră să rămână, pentru că orice veți cere de la Tatăl în numele meu să vă dea. Deci, ai observat care este cuvântul cheie în toate aceste texte. Fii atent, în nourașul de pe ecran este codificat cuvântul. Ai un spirit de observare perfect. Cuvântul cheie este cere. Să citim încă o dată toate aceste versete, te invit să deschizi Biblia ta personală și să notezi în fiecare referință verset studiat cuvântul cheie cere. Ioan, capitolul 14, versetul 13. Și orice veți cere, în numele meu voi face, pentru că Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Ioan, capitolul 16, versetul 23. În ziua aceea nu mă veți mai întreba de nimic. Adevărat, adevărat vă spun că orice veți cere de la Tatăl în numele meu vă va da. Luca, capitolul 11, versetul de la 9 la 10.
De aceea și eu vă spun, cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide, fiindcă oricine cere, capătă, cine caută, găsește și celui ce bate, îi se deschide. Matei, capitolul 21, versetul 22. Tot ce veți cere, cu credință, prin rugăciune, veți primi. Ioan, capitolul 15, versetul 16. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și să aduceți roadă. Și roada voastră să rămână, pentru că orice veți cere de la Tatăl în numele meu să vă dea. Ești un soldat de mare preț. Acum haideți să ne reamintim propoziția a patra din rugăciunea domnească. Observ cererea în această propoziție. Ce titlu am putea da noi acestei propoziții? Într-adevăr, în a patra propoziție este cererea. De aceea noi o să numim cerere și mijlocire. Știi ce este o cerere? Ce înseamnă a cere? A cere înseamnă a se adresa cuiva pentru a obține ceva, a solicita ceva. Prin urmare, ce ne învață Iisus să ne rugăm în această propoziție? Ce dorește El să cerem? Domnul Iisus dorește ca noi să cerem hrană zilnică, lucruri necesare pentru viața noastră de zi cu zi. Dar cum trebuie să cerem noi ca să avem răspuns? Pentru aceasta, ca să concretizăm întrebarea, trebuie să citim din nou textele biblice din Ioan, capitolul 14, versetul 13, Ioan, capitolul 16, versetul 23 și Ioan, capitolul 15, versetul 16. Fii atent, sunt afișate pe ecran. Ioan, capitolul 14, versetul 13. Și orice veți cere, în numele meu voi face, pentru că Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Ioan, capitolul 16, versetul 23. În ziua aceea nu mă veți mai întreba de nimic. Adevărat, adevărat vă spun că orice veți cere de la Tatăl în numele meu, vă va da. Ioan, capitolul 15, versetul 16. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și să aduceți roadă. Și roada voastră să rămână, pentru că orice veți cere de la Tatăl în numele meu să vă dea. Deci, cum trebuie să cerem? Aranjează literele încurcate pe ecran ca să descoperi dacă răspunsul tău este corect. Ești foarte bravo! Ai nota 10 la decodificarea cuvintelor încurcate. Într-adevăr, răspunsul corect este că trebuie să cerem numele Lui. Dar știi al cui nume este acesta? Într-adevăr, este numele Domnului Iisus. Ce descoperire uimitoare! Aceste texte biblice ne arată că noi trebuie să mergem înaintea Tatălui în rugăciune și să-L cerem să ne împlinească nevoile noastre în numele Domnului Iisus. Aceasta nu înseamnă doar să ne amintim numele lui Iisus în timp ce ne rugăm, ci înseamnă că trebuie să cerem în conformitate cu caracterul Său și cu căile Sale. Ne rugăm Tatălui prin Fiul Său, potrivit cu cine este El, conform cuvântului lui Dumnezeu. Ai făcut descoperiri uimitoare la emisiunea de azi. De aceea te invit să mergi la prietenii și părinții tăi să citești împreună cu ei aceste versete pe care le-am studiat și să le explici tot ce ține de cerere și felul cum trebuie să cerem de la Dumnezeu lucrurile necesare. Nu uita să te abonezi la canalul nostru de YouTube ca să fii primul care va ști și va vedea când iese următoarea emisiune. Tema ta de casă, scump reporter, este neapărat să completezi manualul tău de instrucție la pagina 107 până la pagina 109, unde este prima zi din lecția a patra. Fii sorguincioasă în studierea cuvântului lui Dumnezeu, practică rugăciunea și ne vedem săptămâna viitoare! Pa, pa!